Comitetul pentru apărarea Constituției și democrației a desfășurat cel de-al patrulea meeting împotriva actualului regim. Participanții la protest au declarat că vor ieși în centrul Chișinăului până când uzurpatorii vor renunța la putere, iar țara va reveni în aria legalității. Demisia! Demisia! Vom continua protestele până când Alianța pentru Integrare Europeană, care s-a poziționat în afara legii, nu va renunța la putere. Iar dacă acest lucru nu va fi făcut de bună voie, atunci cetățenii vor contribui la acest proces, au declarat protestatarii. Țara se află în pericol. Sunt aici pentru că am fost chemat de Comitetul pentru Apărarea Constituției și Democrației. Dacă țara este în pericol, eu nu pot sta liniștit acasă, chiar dacă am familie, copii și e zi de duminică. Am fost și voi fi alături de acest comitet, pentru că eu nu doresc ca țara noastră să fie acaparată. Vreau să trăiesc într-o țară liberă și democratică. Dorim să trăim într-o țară liberă și democratică, lozincă scandată de-a lungul protestului atât în scenă cât și în mulțimea de oameni din centrul capitalei. Niciodată cetățenii Moldovei nu s-au simțit amăgiți și lipsiți de drepturi elementare în propria țară, cu excepția celor 2 ani și jumătate de guvernare liberal-democrată. S-a venit pentru a protesta împotriva nedreptăților care se fac la noi în țară, pentru că noi deja ne-am săturat de ceea ce se întâmplă. Vrem o stabilitate și vrem o schimbare spre bine. Ostașii depun jurământ, se obligă să apere patria și poporul. Ei la fel au jurat că vor apăra acest popor, au promis o viață mai bună. Ei până în prezent nu au făcut nimic, de aceea sunt aici. M-am săturat că pensia nu mi-ajunge pentru achitarea serviciilor comunale, nu mai vorbesc de mâncare. Am mers la alegeri și i-am votat, acum însă venim cu toții pentru a-i da jos de la putere. Ei au mințit acest popor și continuă să facă acest lucru. Multe vorbe nu trebuie, clar mesajul, demisia, alianții. De ce? Pentru că uzurpează puterea în stat. Asta e motivul. 4 săptămâni de proteste care au întrunit mii de persoane au dat deja primele rezultate. Alianța de guvernământ a renunțat la referendumul constituțional, care este costisitor și inutil pentru cetățenii țării. În primul rând vreau să vă mulțumesc și să vă felicit pentru efortul dumneavoastră, pentru prima noastră victorie, acest referendum anticonstituțional, care această treime nesfântă, o vrut să ne-o bage nouă pe gât, nu va mai avea loc. Faptul că autoritățile au renunțat la referendum este doar o victorie intermediară în vederea atingerii scopului principal, înlăturarea definitivă de la putere Alianței pentru Integrare Europeană. Renunțarea la referendum nu înseamnă revenirea în spațiul constituțional de către cei care au uzurpat puterea de stat în Republica Moldova. Ei rămân a fi criminali de stat. Ei rămân a fi pasibili de pedeapsă penală pentru uzurparea puterii de stat în baza articolului 339 a Codului Penal al Republicii Moldova. Pe fundalul unor acțiuni ilegale și nedemocratice ale actualei puteri, semne de întrebare trezește poziția structurilor europene și internaționale. Participanții la meeting s-au întrebat de ce lipsește o reacție adecvată a Consiliului Europei, OSCE, Comisiei Europene sau Parlamentului European vis-a-vis de încălcarea flagrantă a Constituției și intimidarea protestatarilor. În condițiile create, organizațiile internaționale au devenit de facto complice ai uzurpării puterii în Moldova. Eu știu una, chiar dacă oficialii europeni, chiar dacă Uniunea Europeană nu ne vor susține, există legea supremă în stat, Constituția, care spune ferm suveranitatea poporului. Iar declarația de independență, care a fost votată de sute de mii de oameni aici în Piața Mare a Adunării Naționale, spune următoarele. Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale. De aceea, până la capăt vom merge și cerem demisia! Нами управляют люди, которые подчиняются только деньгам.
Suntem guvernați de oameni care se supun doar banilor, care ascultă doar pe cei care au plătit pentru mandatele lor. Noi ne adresăm lor, acestor deputați violați politic. Ridicați-vă, protestați, pedepsiți-i și alungați-i pe cei care vă impun să votați și să lucrați în Parlament doar în beneficiul lor și împotriva poporului. Ați încetat să fiți slugile poporului, așa cum spune Constituția. Ați transformat poporul în slugile voastre. În aceste condiții, cetățenilor moldoveni nu le rămâne decât să-și apere drepturile constituționale și legea supremă a țării, au declarat protestatarii. Astăzi noi suntem folosiți ca o mașină de votare. Am fost vânduți pe un preț derizoriu. Să nu ne lăsăm folosiți, să se topească gheața și indiferența. Dacă singuri nu vom face dreptate în țară, vom fi blestemați de urmașii urmașilor noștri. Sus poporul! Jos alianța! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Priviți ce au făcut ei cu acest popor care deja a ajuns la limite. Până când nu-i vom da jos de la putere, vom ieși la proteste. Eu sunt unul din oamenii care am votat pentru Alianța pentru Integrare Europeană și de cum nu mi-e pace ce e s-o fost de Constituție. Cel mai oribil lucru este fără de legea care se întâmplă. Dacă nu știi cum să obții dreptate, este sfârșitul lumii. Priviți, toate instanțele și funcționarii sunt corupți. Cu cât vom fi mai mulți, cu atât avem șanse mai mari să impunem actuala putere să-și dea demisia. Doar așa putem obține dreptate și căpăta o nouă guvernare mult mai demnă decât cea actuală. Oksana Iurieva, Lilia Gavriluc, Maxim Capetinski, Vitale Drăgălin pentru NIT.